Da, bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a Sport Club, emisiunea care dezbate în fiecare luni ceea ce se mai întâmplă prin sportul local. E bine, de data asta ne oprim un pic la nivel național. Avem un motiv așa de sărbătoare, nu trebuie neapărat să facem nuntă, dar trebuie să ne bucurăm. Iată, după vreo 3-4 meciuri, România obține victorie. Prima victorie în campania asta de calificare pentru Rusia 2018, am învins la pas Armenia. Care au fost premisele? Vorbim despre meciul ăsta și despre ceva urma, evident, cu Kazahstanul. Invitații mei de astăzi, Gabi Ibriș, fostul capitan al Gloriei, actualmente tehnician al FC Buzău, și colegul Mihai, bună ziua. Noi doi vom fi microbiștii, Gabi specialistul. Cum vi s-a părut așa meciul, în primul rând, după o partidă chinuită cu prima cu Montenegru? Da, ce precizare aș putea să fac acum după o victorie atât de clară și mulțumitoare din toate punctele de vedere? Pe mine m-a bucurat faptul că Christoph Daum a avut curaj să titularizeze pe Marin. Știu că poate părea puțin exagerat, că toată lumea laudă, dar copilul acela chiar are calitate. Și nu e puțin lucru să-ți asumi responsabilitatea de a-l titulariza într-un meci, să zicem, decisiv în momentul acesta pentru noi. În rest, au luat niște decizii corecte, mă refer la alegerea primului 11, inspirate. A avut și șansă, pentru că să joci așa de mult timp în avantaj numeric și cu să pleci de la 1-0, contează foarte mult. Avem și imagini de la meci. Pentru cine n-a văzut meci, eu trebuie să spun personal că dintr-un motiv mai mult sau mai puțin, n-am nicio scuză, am ajuns acasă prin minutul 30, am deschis televizorul și era 3-0, nu venea să cred. Avem aici primul gol, e penaltiul. Practic meciul a început așa, cu foarte abrupt pentru noi, în favoarea noastră. Am vorbit și cu colegul Sorin Pretre, arbitru, care ne-a zis că se dădea roșu, chiar se dădea, pentru că jucătorul a mișcat mâna în momentul șutului. Cât de devreme a influențat jocul? Cât de mult a influențat jocul cartonașul ăsta roșu luat atât de devreme? Mihai? Da, bine, aici într-adevăr și ce a zis și Sorin, care e arbitru și se pricepe mult mai bine decât noi, se vede și din imagini că a fost intenția clară și omul aproape de linia de fund. Deci aici nu se punea problema consecințelor, gen penalti și eliminare. Ca în orice meci, sau mă rog, indiferent de echipă, doar dacă vorbim de un nivel mult mai ridicat, și aici domnul Ibriș mă poate completa, dar la nivelul Armeniei, un gol în minutul 3 de la România, evident că și eliminare, și eliminare. Lucrurile astea au condus la o cădere psihică imediată. Lucru de care au profitat și asta, până la urmă, mă bucur per total, fac o mică paranteză, per total mă bucur că deși am deschis scorul incredibil de repede prin acest penalti, echipa României a atacat aproape în continuu. Nu s-a delăs, adică nu potrivită unei tradiții, parcă. Noi aveam. Potrivită unei tradiții, da, noi dacă marcam, nu neapărat în minutul 3, dar dacă marcam, noi ne apăram, începeam să ne apărăm, să ne retragem în defensivă. Avem și al doilea gol defensivă. Pe lângă pasa fabuloasă, pasă pe culoarea Stanciu, Adi Popa, eu nu mă așteptam, adică, să fim între noi microbiștii vorbind, nu mă așteptam la o finalizare, a fost o finalizare de vârf, asta a luat Adi Popa, scărița aia peste portar, ceea ce denotă, iar denotă un atu pe care România l-a recăpătat, poate, și încrederea. Și cu stângul și peste portar. O execuție de finețe, până la urmă, da. Tocmai de la Adi Popa. Mai are câte sclipiri de genul acesta, pe lângă viteza asta pe Benz și caracteristică lui Adi Popa, dar mai are finalizări în... Da. Istoria. Ăsta e golul lui Răzvan Marin, debutant. Vorbeam azi de Stevie G, chiar aduce un pic cu Steven Gerrard, așa. Joacă și pe postul ăla. Da. Și la Tunsoare aduce cu Steven Gerrard și la Travaliu, chiar că e un jucător de Travaliu până la urmă, până la calitățile de fotbalist. E un jucător care aleargă foarte, foarte mult. Cum sunt în general jucătorii lui Hagi și știm și de ce. Inițial vorbeam cu microbiștii, cu colegi jurnaliști, se pleca oarecum de la alte premise, chiar de asta vorbeam, după egalul ăla, lumea nu era foarte optimistă. Nu, bine, și noi așa ca români avem foarte mari așteptări, după ce am criticat faptul că, domne, de ce avem noi nevoie de un stranier să fie selecționar la națională? După aceea s-a obișnuit lumea, hai, fiind din zona asta a Germaniei, fiind un antrenor neamț, știm foarte bine că acolo la nemți e o rigurozitate, o
o cerință mult mai mare din partea antrenorilor, o seriozitate, lucruri care se impunea până la urmă la național. Corect. A spus foarte bine domnul Ibriș faptul că a avut curajul să-l titularizeze pe, iată, Răzvan Marin, la debutul său în național, să-l titularizeze efectiv. Și într-adevăr a mizat pe el și uite că a câștigat o carte câștigătoare și spun de primul meci, într-adevăr, acolo nu ce te poți aștepta și nici ăsta nu poate să fie un reper, că nu trebuie să ne culcăm acum pe ureche dacă am câștigat cu 5-0 cu Armenia, gata, ne-am revenit ca națională. Nu, eu nu cred unul. Am văzut meciul aproape în totalitate, la un moment dat e ciudat, m-am plictisit pentru că după 5-0 să juca în continuare fotbal, România ataca, dar am zis, ce să mai văd mai mult de atât, că a fost totul ok și ca, repet, nu sunt specialist, domnul Ibriș poate să mă completeze sau să mă contrazică, dar eu am văzut un meci în care au mers pasele, nu am mai văzut jucători individualiști, Stanciu parcă nu a fost atât de egoist cum este el de obicei, cum l-am văzut noi la Steaua sau chiar la Națională. A dat și pasă de gol, Stanciu. Da. S-a schimbat un pic și sistemul. Și sistemul, da. Adică e un joc curajos, într-adevăr, un sistem curajos implementat de Daum. Și dacă la prima echipă, primul 11 cu Muntenegru, au existat niște probleme cu titulare și parcă sistemul de joc l-a gândit, după aceea s-a dovedit că a fost unul neproductiv, aici eu cred că Daum, pe lângă ambiția jucătorilor, melanjul ăsta între jucătorii vechi din națională cu experiență, da, uite, ce preluare face aici Kipciu, fabulos, da. Preluare Kipciu, de vârf. Da, preluare de vârf, o execuție tot de vârf, a citit foarte bine unde se duce portarul. Că... Din nou, Kipciu, un jucător care nu mai marcase așa la națională, nu mai dăduse gol de mult timp. O preluare a făcut a la Dennis Bergkamp, făcea el preluările alea pe lângă fundaș, așa, mulțumim. Și pasa fabuloasă, popular, da. Adică mi-a plăcut. Pasa a venit-o de la Răzvan Marin. Mi-a plăcut din prima... jocul României, da. Cu Mulțam această Nelu... rezervă că a jucat cu Armenia. Deși noi, uite, de exemplu, dacă aveam această discuție înainte de meci, ne temeam, mamă, să vedem după 1-1 cu Muntenegru, Armenia, care da. A avut un debut în campania asta în preliminare, e destul de interesant. Eu am văzut meciul cu Danemarca. Vorbeam și s-a chinuit Danemarca. Foarte, foarte răi armenii. Bine, a jucat și Mkhitaryan atunci. Cine și imagina că o să dăm 5 goluri și nu primim niciunul de la armenii? Da, era un scenariu puțin probabil. Dar revenind la ceea ce foarte bine ai precizat, a schimbat bine sistemul și de data asta chiar a nimerit jucătorii potriviți acestui sistem. Iar copilul acesta, Răzvan Marin, a avut o influență decisivă. De ce? Una ca și marcat, al doilea ca și contribuit cu o pasă decisivă către Kipciu și în al treia rând este cu certitudine în momentul de față un puști care va face carieră și care probabil că va urma drumul lui Stanciu pe undeva. Ceea ce nu ne dă de înțeles că avem resurse. Avem resurse. Încă mai e, deși ne plângem de area asta de selecție foarte restrânsă. Ne plângem pe bună dreptate, încă mai sunt câteva centre care dau jucători. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult, peste posesie, am avut posesie 71%, dar știți cum e, că posesia nu mai e posesie. Mi-a plăcut, că noi aveam de la Pițurcă încoace, chiar și mai de mult, aveam o tranziție foarte rapidă, se dădea mingea pe vârf. Vârful aștepta să vadă 2-3 jucători, să creeze spații. Am avut și tranziție, să zicem, lentă. Un atac construit pe pase, un atac construit pe răbdare. Răbdare pe care noi nu avem. Mai mult de atât, mi-a plăcut că jucătorii de la mijloc nu s-au mai impacientat, adică primeau mingea imediat, pasă înapoi, aveau timp să se uite. Un atac pe care eu nu l-am mai văzut la România de foarte mult timp, de când juca Dorinel Munteanu la mijloc. De acord, dar revin cu un amănunt. Și scorul din momentul respectiv ne-a dat lejeritatea asta de a trata faza ofensivă și construcția altfel decât dacă eram în criză de timp și eram obligați neapărat să marcăm, să clarificăm situația punctelor. De aici au și venit reușitele. Este clar că au avut un atu psihologic foarte mare jucătorii și a contat în economia jocului. Pe de altă parte, putem să spunem că odată cu schimbarea sistemului, Daum și-a recunoscut greșeala de la primul meci. Corect, corect. Adică, da, să vedem și mâine cum va percepe lucrurile. Da, cumva, cu ce echipă de start va începe. Mâine se pare că vom juca la 0 grade și e un grad momentan în Kazahstan, la Astana. Chiar făceam o glumă cu un coleg de-al meu din presa sportivă. Bine ar fi fost să cum face foarte mult jucător de la Chiașna.
unde se joacă pe sintetic. Pentru că este un stadion frumos, dar se joacă pe sintetic. Știu, am văzut Kazakhstan-Polonia, reluare. Polonia din minutul 60 n-a mai existat pe teren, avea 2-0 și nu mai putea juca. Pur și simplu. Am înțeles că ți-au comandat niște ghete speciale. Știu, când eram eu mică, a jucat Steaua un meci cu Spartak Moscova pe gheață. Și tot așa, au venit niște ghete speciale acolo. Cum e când schimb condițiile? Că e altfel. Și stadionul este ca un fel de sală. E acoperit, e un globus, așa. Domnule, bănuiesc că staful echipei naționale și inclusiv domnul Daum și-a luat măsurile necesare. Și vreau să fac o precizare pe care domnul Bunăziua a atins-o, referitor la faptul cum a fost privită alegerea și aducerea lui Christoff Daum pe Banca României. După părerea mea, a fost o alegere inspirată. Pentru că omul ăsta provine dintr-un fotbal de succes. Provine dintr-un sistem, așa cum a specificat, foarte riguros și care nu lasă nimic la voia întâmplării. Fotbalul nostru, din ziua de astăzi, probabil că de asta avea nevoie. De o rigurozitate, de lucruri puse clare, cap la cap. Și eu sunt convins că va reuși. Chiar dacă contestatari sunt și vor fi, indiferent de ce se va întâmpla. Bine, mai au și eu o problemă cu Christoff Daum, are un contract pe 2 ani. În cazul unei necalificări, să zicem, dar în contextul în care el aduce foarte mulți jucători. E un antrenor care se știe, lucrează cu Mario Gomez, de exemplu, e un jucător, Mario Gomez, vârful Germaniei, e un jucător pe care l-a promovat de la Stuttgart. Dacă, să zicem, schimbă gardă la națională și aduce foarte mulți jucători dintre ăștia talentați pe care îl vede, îi promovează, credeți că se va pune problema reînnoirii contractului în cazul unui eșec, unei necalificări? Dar să zic, uite, domnule, am făcut asta, asta și asta, ți-am adus 8 jucători la națională, cu care poți să crești în timp. Poate să fie un argument pozitiv, dar știți că viața unui antrenor este dictată de rezultate. În momentul în care ai rezultate, toată lumea îți acceptă și îți diminuează unele erori pe care le pot face pe parcurs. Eu sunt convins că Daum are șanse să ducă echipa asta națională la turneul final. Sunt convins că dumnealui cu certitudine va continua să promoveze jucători tineri, pentru că și percepția pe care o are, pe mine m-a șocat puțin faptul că, și fac o mică paranteză, cu câtă intensitate a tratat el fotbalul românesc de când a fost numit. L-ați văzut la toate jocurile. Peregrinajul ăsta lui. Peregrinaj. Faptul că discută. Însă stilul lui de a purta discuții cu ceilalți colegi de brazlă. Dom'le, e altceva. Pentru mine este un reper, vă spun sincer, este un reper de la care am de învățat. M-aș bucura să pot face față sau să pot participa la vreo ședință sau două de pregătire. Lucrurile astea ar trebui înțelese și apreciate de cei care sunt învârtă lumea fotbalului. Apropo de relația cu colaboratorii, se pare că și relația cu presa este, pleacă de la cu totul alte repere decât cea a predecesorilor săi, pe care știm că erau destul de închiși cu presa. Știu că am asistat odată la un antrenament al juniorilor sub 21, era antrenor Nae Maia, Dumnezeu să-l ierte, era Torje, și atunci ne-a lăsat 10 minute. De ce? 10 minute și aia a fost. Ce aveți de descoperit? Nu știu, descopeream, apropo, echipa națională de sub 19 ani, despre care se spunea că a fost, că e cea mai talentată, cu Yannis Hagi, cu foarte mulți, a pierdut de la Norvegia 3-1 și nu mai avem cam nicio șansă, că e și Olanda în grupa aia. Dacă ne întoarcem înapoi la meciul cu Armenia, un alt lucru care m-a impresionat, probabil că și din cauza golului ăstuia venit foarte devreme, a fost încrederea pe care au avut-o băieții ăștia. De obicei, știți cum e, foarte mulți, mai ales de la Hoban în sus, se dădea mingea ca să scap de ea. Nu, s-a ținut mingea, s-a jucat cu calm. Cât a contat 1-0 rapid și omul în plus? Decisiv. V-am spus, a fost un factor decisiv. Pentru că avem superioritate, am căpătat încredere și atunci jocul a început să ne iasă. Ei s-au demoralizat. E clar că au plecat din start cu un cu moralul jos și atunci pentru noi lucrurile au fost simple. Au venit și goluri repede, băieți au prins curaj, dezinvolt. Revin la o precizare pe care a făcut-o Dan Petrescu, sau dacă mi-aduc aminte, unul dintre, poate greșesc, unul dintre componenții generației de aur care spunea, domnule, noi eram 10 și unul Hagi. Scopul nostru e să dăm lui și să o rezolve el. Bine, mulți au spus. Noi nu mai avem acum un jucător de tipul lui Hagi. Acum ar trebui să mergem pe un colectiv și individualitățile astea care apar, cum sunt Stanciu sau cum e Răzvan Marin, trebuie protejate și puse în valoare. A fost o echipă România.
În adevăratul sens al cuvântului, a fost o echipă în context, tot în contextul ăsta în care, da, s-a marcat imediat, dar, după cum spuneam, până acum, noi dacă ne chinuiam, mă rog, marcam în prima repriză, ne retrăgeam undeva în apărare până la sfârșitul meciului și chiar primeam pe final de meci un gol așa și începeam să înjurăm cu toții. E, aici a fost o echipă. Mie mi s-a părut că și de pe bancă s-a insuflat tot timpul ideea asta să atacăm în continuare. Adică a fost legătura asta între antrenorul care a impus un 11 pe care a mizat și a pariat, și a pariat bine, și a pariat bine ca sistem de joc, ca tactică, ca ofensivă, în primul rând, i-a reușit, am marcat foarte repede, am menținut mai mult decât atât, adică, domne, n-avem milă, dăm următorul gol, în minutul 12 parcă Adi Popa a marcat, da, și în minutul 30 aveam, efectiv mentalitatea s-a văzut. Aici s-a văzut că n-am avut antrenor român. Pe de altă parte, n-am avut antrenor român. Că tocmai jucătorii și nici jucătorii n-au avut acea mentalitate, repet, de a o lăsa așa. Le-a plăcut să joace fotbal, parcă. Corect. Le-a plăcut să joace fotbal. Dar până la 1-0 și om în plus există, deci chiar erau și auzeam prin cercul de fotbaliști că se vorbea. Dom'le, ăsta a făcut praf, adică să nu ne ferim de cuvinte, a făcut praf tactica cu Macedonia. Da. Toată lumea a zis asta la televizor, nu se zice, noi putem să zicem că suntem un post local. Și răspunsul lui Deaum, deși nu a dat un răspuns către cei din fotbal, către suporteri. Cum ai tu ca jucător, convocat în premieră sau nu, sau cu state vechi la națională, cum ai încredere într-un tehnician care, din punct de vedere tactic, ți-a făcut praf meciul anterior? Adică asta a fost chestie de psihologie. Cum i-a montat el pe aia 11 pe care a băgat cred în teren? Cred că e și metoda lui, nu neapărat de a antrena, ci de a-i capacita. Le explică, mă rog, tactic, cum trebuie să joace. Un eșec de genul ăsta, eșec tactic, din primul meci și un semi-eșec, de fapt, pentru România în primul meci de la preliminare, eu nu cred că jucătorii l-au privit ca, domne, eu nu pot să, așa că nu mai am încredere în tactica lui Daum, antrenor. Eu cred că el a reușit între timp să îi mobilizeze, să îi facă să treacă moral peste acest semi-eșec cu Muntenegru și Daum a mizat efectiv pe cartea asta câștigătoare, titularizându-l pe Răzvan Marin, care a dovedit, nu numai prin gol, nu numai prin pasă de gol, ci și prin jocul pe care l-a avut, prin pasele, prin acolo la mijloc. Deci a fost exact ceea ce trebuie să fie. Dar, repede, dacă din păcate ne referim la un meci cu Armenia, adică totuși să revenim oarecum. Revenim oarecum. Cum motivează, ce face un antrenor? Cum îi motivează pe jucător după un semi-eșec sau un eșec? Domnule, e o situație foarte delicată pentru un antrenor. Vreau să vă spun că vorbim de nivelul la care este România, adică vorbim de echipă națională, unde ești înconjurat de secunzi, de preparator, de psiholog, poate, cu certitudine România are psiholog. Dar marele atu unui antrenor este prestanța și atitudinea față de grup. Nu poți nici să te tragi de șireturi, dar nici să fii un zbir. Pentru că trebuie să găsești o cale de mijloc acum, după un semi-eșec, așa cum a spus domnul Mihai, să-i montezi, să-i capacitezi. Și eu sunt convins că și s-a văzut clar că Daum a reușit lucrul ăsta. Dar vreau să mai fac o precizare. Din semi-eșecul ăla, din primul joc, știți care a fost marele câștigat național? Benzar. Mare Benzar. Bine. Chiar vreau să vorbesc și de el. Da, Benzar. Ar fi care a apărut, un act de curaj. N-a avut mult de muncă Benzar pe defensivă, însă a ajutat la ofensivă. Un câștig bun, cred că ar fi lecția aia cu doi fundași centrali și vârf un 3. Când dai centrale din exterior, se știe că asta e ABC-ul, cum nu dai pasă în centru când ești fundaș lateral și o dai pe linie. Așa, deci nu se ia gol niciodată cu doi centrali și vârful din centrale din exterior. Dumneavoastră sunt sigur că știți și le explic. Adică, înțeleg, dacă o dă din tușă în spate, să creeze spații. Deci golul ăla, în plus Jovetic are 1.80, adică nu e, e cât... Nu e un jucător de talii. Nu e un jucător de talii. Dacă era Tore Andre Flo sau... Poate să aibă sau, de tentă. Am mai luat goluri de-astea, tot așa, cu, din marcaj în Suedia. Cine ne-a dat 94? Kenneth Anderson. Mi-aduc aminte, am citit chiar azi dimineață pe GSP TV un articol al Mariei Andrieș pe GSP.ro. Da, cu scuzele de rigoare. Și spunea despre, fac o mică paranteză, despre conflictul Prunea-Napoli de la Cluj. Și spunea chiar așa titlul, Napoli nu este Anderson. Da. Referitor la ieșirea lui greșită din 94.
Se zice, bine, se pare că acolo ar fi fost strigat un eu. Știți că există legende da. Că ar fi strigat Gică Popescu eu că dă cu capul, nu se știe. În fine, a fost un gol ăla, să trece niciun... Deci, dureros. E dureros. Înscrie cineva și mulțumim pentru mesaje că domnul Daum ar face bine să nu mai convoace jucătorii de impresari. Da, au existat, chiar și la recentul campionat european au existat ceva voci care au spus că selecția s-a făcut, eu știu, și la presiunea impresarilor. Chiar nu vreau să deschid subiectul ăsta și nici nu să-l deschidem, habar n-are nimeni ce se întâmplă pe acolo și nu o putem dovedi. Noi ne referim strict la joc, avem și imagini cu adversarul nostru principal din grupă, de fapt cu adversarele, pentru că s-au întâlnit Polonia și Danemarca. Polonia care venea după un 2-2 în Kazakhstan, antrenorul principal al Poloniei declarase că e mulțumit de 2-2 la felul cum s-a prezentat terenul, ceea ce îmi face să fie și mai frică de ce se va întâmpla mâine. Ia uitați ce gol fabulos, deci golul Poloniei nemaipomenit. Lewandowski, un jucător de mare valoare. Ia da, uitați, singur între trei. Ia uitați-mă. Dar și centrarea vine de la Grosișchi, e jucătorul la Ren, e titular, joacă meci de meci și în ciuda calviției, să zicem, e un jucător tânăr, are 23-24 de ani. Și penaltiul a fost scos după o fază oarecum asemănătoare, chiar mi s-a părut genială pasa jucătorului de bandă stângă, Grosișchi, acum e, o pasă printre trei, și un penalti, să zicem, dubios, un faul la Zielinski. Zielinski, jucătorul Napoli. Apropo, ca să vedeți ce nume au ei pe echipă. Da. Da, da. După 2-0, spuneați că ați văzut meciul până la pauză. Da. După 2-0 meciul s-a schimbat. Dom'le, Danemarca e o echipă bună, dom'le. E o echipă serioasă. E o echipă care îți va pune probleme. Și ei au un stil la lor caracteristic. Și o sorginte care probabil vine din seminția lor. Dom'le, nu renunță. Noi, în general, cam pierdem cu nordicii. Da. Iar un episod dureros e golul lui Laursen, din minutul 95. Alea decisive le pierdem, din păcate. Din câte mi-aduc aminte, eu cu Danemarca am o singură amintire frumoasă, din 89, de pe Ghencea. 2-1. Nu, 3-1. 3-1. 3-1 a dat Fleming Poulsen, a dat 1-0, două bani și unul Sabău. Exact. Parcă. Da, da, da. Eram foarte, foarte mic, dar țin minte, am văzut și eu imagine după aia pe YouTube. Aici e Lewandowski, deja Polonia se apăra. Lewandowski o dă singur cu trei fundași în spate, nu mai e absolut nimic de comentat. Lumea se gândește așa, Polonia, parcă nu a spus foarte multe până acum 5-6 ani, dar dacă ne gândim, ei la palmares ne bat. Ei au două locuri, trei la campionatul mondial. Unul prin 74, dacă nu mă înșel, juca Lato la ei. Și 1-1-82 i-a scos Italia în semifinală cu 2-0. Adică ei chiar au palmares la echipa națională. Și de asemenea mă uitam pe echipa lor, toți 11 joacă titulari pe la echipe foarte, foarte mari. Nu, dar să vede, este evident. Mă uit și acum la imagini și vedeți ce înseamnă un jucător de valoare, cum e Lewandowski. Vedeți ce simț al porții, ce credere are în el, de pleacă singur cu trei fundași. Singur contra trei. Și în fază... Ia uitați și asta e un autogol stupid. Camille Glick de la Monaco. Da. Jucător de asemenea care joacă titular, a vrut să dea pasă la portar cu capul. Se întâmplă. Asta l-a prins pe contrapie. Și al doilea gol a fost tot dintr-o centrare, tot după partea dreaptă. Noi avem probleme la centrări și la faze fixe, cum spuneam că avem și probleme și cu echipele nordice. Dar golurile au venit într-un moment în care Polonia practic picase fizic. Da, deci, e un argument care te poate îngropa într-un joc. Decisiv sau oricare tip de joc. Dar o echipă care revine de la 0-2 are ascendent moral și te poate surprinde în continuare. Da. Asta este centrarea, este golul lui Paul, să-mi parcă o cheamă. E un jucător de culoare care joacă la RB Leipzig în prima divizie germană. Cum ziceam, asta ar fi o pâine de mâncat cu Polonia din minutul 60-65 și n-am mai schimbat două pase. În schimb, Danemarca asta foarte, foarte bine fizic. Păi, și atunci revenim la discuția inițială. Trebuie să fim foarte atenți. Eu sunt convins că oamenii ăștia care fac parte din stafful echipei naționale analizează pe toate părțile. Știu că acolo sunt niște băieți, într-adevăr, citiți. Îl știu pe Ionuț Badea, care e un tip foarte cult și care este puțin aparte față de lumea fotbalului. Este un tip
elevat, dar care este, are aplicare pe, pe meseria asta și sunt convins că îl poate sprijini pe Daum. Plus că secundul lui este olandez, nu? Rudy Verkamping. Da. Știm foarte bine. Și sunt convins că analizează lucrurile astea și le iau în calcul. Ideea este să aibă inspirația de a alege jucătorii potrivit și tactica potrivită pentru fiecare dintre cele două jocuri și cele adaptate celor două echipe. Eu cred că Polonia va fi o problemă pentru România dacă mâine vom avea victorie. Dacă mâine vom avea victorie, este clar că moralul va fi mult mai ridicat pentru următoarele partide. Corect. Deja suntem pe primul loc, datorită golaverajului. Apropo de faptul că imediat am marcat, puteam să ne, nu știu, la 3-0, ziceam, hai domne, să ne pregătim pentru Armenia sau să ne menajăm pentru meciul cu Armenia. Corect. Nu, uite că le-am dat 5 și uite că datorită faptului că am avut 5-0, chiar dacă Muntenegru a avut tot 5-0, noi suntem pe primul loc, ceea ce este foarte important. Iar Polonia devine deja principalul nostru adversar. Pentru că Danemarca, după un chinuit 1-0, nu? Sau cât a avut? 2-1, mă rog. 2-1, greu. Diferență de un gol, 2-1 greu cu, cu Armenia, nu? Discutăm după publicitate și un aspect a venit foarte interesant. A venit și cu asta cu Polonia și Polonia deja... Un aspect pe care nu l-am văzut speculat în presă despre cum poate arbitra Muntenegru. Muntenegru poate fi un arbitru la lupta în 3, poate să zicem. Poate să încline oarecum, dacă ne includem și ne pe noi. Ne poate ajuta. Ne poate ajuta. Sau nu. Deocamdată ne poate încurca. Revenind după publicitate.